Neața, prieteni, numai ce m-am trezit, dacă am vocea un pic schimbată de la asta, este să știți, numai ce m-am trezit și m-am gândit să filmez un draft, pentru că n-am mai filmat de mult timp, iar primul draft pe care l-am pus pe canal era, din păcate, offline. De data asta este totul cum trebuie, este un draft online și haide să începem cu formația, să vedem ce ne-a dat pe aici, 4-4-1-1. Nu-mi place deloc, 3-5-2, 4-4-2, 3-4-2-1 și 4-3-3, care eu zic că e cel mai bun de aici. L-am și la Ultimate Team. Haideți să vedem. Ronaldo, Ozil. Putem noi să-l refuzăm pe Ronaldo și v-aș ruga tare, tare mult să apăsați butonul de like. Haideți să strângem peste 150 de like-uri în prima zi și o să încerc să postez cel puțin un draft pe săptămână, ceea ce zic eu că e foarte, foarte bine, ținând cont că draftul este în continuare 15K, e destul de mult, fraților, dar o să postăm, o să facem asta. Ok, luăm pe Vela, l-am și la Ultimate Team. Haide, haide cu ceva bun aici. Nimic aici, frate. Îl iau pe vecino. S-au pus ăștia cu mine, acum nu mai îmi dau nimica. Mi-a dat Ronaldo, mi-a dat Morata, dar acum nu mai intră nimic, parcă. Îl iau pe Carvalho, cel mai bun. Face link acolo cu Ronaldo. Ca să vedem aici Andre Gomes, care e foarte, foarte șmecher. Andre Gomes sau Turan? Să vedem Turan. Bruno. Dar îl iau pe Andre Gomes și mutăm aici. Credeam că o să facă, dar face oricum și Andre Gomes, nu-i bai. Haideți să luăm rezervele astea. Hese, Mario Rui. Le-au pe Mario Rui și face, ar putea face cu portughezii ăștia. Dar să vedem ce ne dă și aici. Aspilicheta, Eliseu și el ar putea face. Haideți să vedem în continuare și o să o vedem la final echipa. Monreal. Pe Candreva. Haideți, nu ne mai dă nimic bun. Se pare că nu. Haideți să vedem la titulare aici. Garai. A evoluat foarte mult Garai. Benatia, Matip. Prea ne ajută niciunul, așa că o să-l iau pe Hovedes. Pare destul de bun. Pe dreapta. Probleme mari și aici, dar Dani Alves și ar fi bun, ar face link cu vecino. Sau cine naiba e ăla, că am și uitat numele lui. Basta, Radu. N-a nimic. Rashford. Lucas. Haideți să ne uităm un pic, îl bat pe Mario Rui. Ne ajută. În locul lui vecino acolo ne-ar trebui ceva și în locul lui Carvalho ăsta, ceva din Spania în continuare. Dacă ne dă, desigur. Dar până acum nimica. Ce să fac eu cu ăștia? Iau pe Coman. Bă, frate, nimica nu ne dă bun. Îl iau pe Berard. Rardi și ar putea face. Nu face. Mă gândeam că o să facă cu ăștia pe dreapta ceva.
chemestrii, dar vesă nu. Rodriguez, Gaitan. Îl iau pe Rodriguez. Punem acolo, momentan. Sper să ne mai dea ceva. Haide că a intrat băiatul ăsta, Mesa. Ok, ok, mai ridicăm un pic, un fundaș central totuși. Aoleu. M-a nenorocit aici. Cavanda asta e uimitor la pace. Nici măcar acum nu ne-a dat, frate, ceva bun la fundașii ăștia. N-a vrut să fie cu noi. Iau pe Silesen. Iar aici Loris in form. Tare asta. Dar nu știu cât ne ajută Donnarumma. Nici el, oricum îl iau pe Loris. Și ia să văd cu Silesen. Silesen ne mai dă ceva chemistry. O să-l bag poate după pe Loris. Să fie mai... să fie mai bun acolo. Ok. Nu știu dacă am mai putea schimba ceva pe aici. Acela fundaș central nu prea mi-a dat. Uite, îl bat pe Azpilicueta și mai încrește. Trebuie să ne uităm. Uite, și pe Vertonghen pe dreapta și ne mai crește. Trebuie să încercăm toate variantele. Nu se știe niciodată. Da, cam asta ar fi echipa, mă gândesc. Haideți să ne luăm și managerul. Luăm pe Muniz. Mai dă un pic acolo chemistry. Însă noi o să oprim episodul aici. Vă spuneam că de abii ce m-am trezit, n-o să pot sta acum să joc toate meciurile. Iar dacă mai este ceva de făcut, de mutat în echipă, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Iar în episodul următor o să jucăm și meciurile. Deci să aveți o zi bună, ne vedem cu meciurile în episodul următor.